Salut! Suntem în direct pe Facebook. Folosesc o aplicație care am descărcat-o recent și am testat-o doar o singură dată pe YouTube. Pentru că de pe Facebook mi-a venit provocarea să intru azi în direct și să comentez realitățile. M-am gândit să intru și pe Facebook, tot de pe aplicația asta, care nu-mi permite în paralel, decât dacă o cumpăr, nu-mi permite să fac transmisiune în paralel și pe Facebook și pe YouTube și eventual să înregistrez așa cum mi-aș fi dorit eu. De aceea mă limitez, iată, la transmisiunea live pe Facebook cu provocarea, cu titlul, că nu-i așa că vă deranjează că ies din închisoare deținuții prea devreme. Aici, în România, deja mi s-au ros urechile cu recursul compensatoriu, cu grija politicienilor că ies deținuții, mai ales criminalii, violatorii, ies din nou la libertate și că unii deja într-un an din cei 20.000 eliberați au reușit să se întoarcă cu același fel de crimă sau cu crime chiar mai grave. Ei bine, în Republica Moldova a apărut aceeași problemă. Azi toată lumea a făcut sprâncenele sus și ochii mari, că de ce Vlad Filat a fost eliberat atât de repede? Vlad Filat fiind fostul premier arestat pe, sau reținut pe 15 octombrie 2015 și condamnat la mulți ani de închisoare, după care, iată, n-a trecut decât 4 ani și vreo lună jumate, și a fost eliberat. După ce astă vară, o instanță zicea că e prea lung termenul de detenție, că condițiile sunt inumane, inadecvate și i-au redus cu vreo 680 de zile termenul de detenție. Azi omul a fost eliberat înainte de termen, condiționat, adică să nu mai facă astfel de ilegalități. Mi-amintesc că mai avea eu niște dosare penale, dar n-au apucat să vină cu condamnările pentru asta. Și de aceea, iată, Vlad Filat iese din închisoarea din Chișinău. Nu e singura închisoare, dar e cea mai veche închisoare și cea mai insalubră și cea mai periculoasă pentru sănătate și pentru condițiile de detenție, pentru deținuți, condamnați sau unii doar în arest preventiv, încă prezumptiv nevinovați. Probabil condițiile sunt inumane, inadecvate și pentru cei care lucrează acolo. Dar iată, unii o duc foarte bine, din cei din sistemul penitenciar, mai ales dintre cei care conduc penitenciarul, se pare că și în acest caz a avut un rol important averea, banii pe care i-a Vlad Filat și pe care i-a băgat în buzunarele celor că nu au fost intervenții oficiale, legale, ca să stea singur în celulă, ca să stea în condiții bune, să aibă, nu știu, televizor, duș, apă caldă, pe când alți deținuți în același penitenciar sau în alte închisori stau câte 20-40 în cameră cu un singur WC-ul, cu condiții puturoase, ne povesteau femeile cum le scuteau doar de două ori pe săptămână la baie, la duș sau acolo la Rusca, lângă Lăpușna lui Vlad Filat, unde el s-a născut, dar e singura închisoare de femei din Republica Moldova. Administrația închisorii crește fermă de porci și femeile cele stăteau și inhalau mirosul de excremente, de urină, de porci zi și noapte. Porci, păsări și ce mai creșteau acolo. Deci iată, cine poate oase roade, cine nu, nici pâine moale. Tamam ieri am făcut publice niște informații despre abuzuri în penitenciarele moldovenești și facem asta periodic, de când mă țin minte, de când aveam emisiune la radio, la antena ce. Primeam scrisori din închisori, mă ascultau oamenii după miezul nopții, după aceea când am ajuns la televiziune și mai mult. Mi-amintesc că mi se relata că mari scandaluri erau în închisori dacă se închidea emisiunea în amicul public dacă se închidea curentul în închisoare înainte să termine emisiunea în amicul public.
Și deci știm, relatăm foarte des despre ce se întâmplă în închisori. Ultima relatare a fost publicată ieri despre ce s-a întâmplat pe 29 noiembrie în închisoarea de la Soroca, unde un deținut, din cauza hărțuielilor, din cauza torturii, a maltratamentului, și-a dat foc în semn de protest și într-o stare foarte gravă la spital. Deci vă dați seama în ce hal e deținut el acolo la Soroca, dacă a preferat să-și dea foc. Și azi iese administrația penitenciarilor cu declarație că omul și-a dat foc pentru că nu i se dădea acte, pașaport, cetățenie, nu știu ce. Cine se va crede, băi, cu povestea, cu minciuna asta? Nu are nicio treabă. Mai degrabă sunt tentat să cred sursele noastre anonime care spun că omul e victima sistemului de caste, subcultura din închisori pe care am moștenit-o de la Uniunea Sovietică, de la Imperiul Țarist, din epoca medievală, când în închisori oamenii sunt împărțiți pe clase. Sunt unii boieri, nu știu dacă Vlad Filat a avut neapărat vreun grad din ăsta, dar sigur el a fost separat de masa cealaltă de deținut și deci n-a trebuit să participe în ierarhia asta, dar în condițiile în care era ținut, el nu înțeleg de ce i s-a redus din termen. Deci unii sunt boieri, alții sunt mai mijlocași, sunt unii care reprezintă boierii și supervizează tot ce se întâmplă în închisoare și este o clasă de robi, de sclavi, care nu au niciun drept acolo. O clasă de paria din care se pare deținutul care și-a dat foc făcea parte, face încă parte cât e în viață și cât e în penitenciar, e în închisoare. Și acest sistem de caste e întreținut de administrație penitenciară pentru că e mai ușor să-i controleze așa. Să nu aplici legea, ci să-i lași pe ei să-și facă legea lor nescrisă, legea de pușcăriaș. Deci ia uitați-vă ce contrast, ce diferență. Unul își dă foc din cauza condițiilor, altul tot din cauza condițiilor primește reducere de termen și e eliberat înainte de termen. Vă amintesc câte femei ni se plângeau că aveau copii nevoie de mama, de sora, de fiica la libertate, pentru că făcea nuntă cu mătrie sau trebuia să se ducă la școală și îi ținea până ultima săptămână sau până la expirarea termenului, dacă nu mai rău, li se făcea dosare penale pentru insubordonare, pentru ca deținut telefon și tot așa, și li se mai dădea termene de închisoare celor care deja fusese condamnat pentru cine știe ce făcuseră când erau la libertate. Iar din coace, omul a stat și în condiții civilizate, a primit și reducere de termen, a primit și eliberare înainte de termen și acum să-l vedem dacă o să iasă la televizor să dea explicații ce și cum s-a întâmplat. El se laudă că e meritul avocaților săi, că a făcut destule de mersuri, că s-a adresat și la CEDO, că a obținut încheierea asta de azi. Guvernarea a făcut și ea ochi mari și a zis că, da, cum se întâmplă așa ceva, că asta e vina fostei guvernări, că regimul acela, Maia Sandu și cu Olesia Stamate au făcut așa ceva. Maia Sandu, care e aici la București în vizită, face și ea o declarație prăpăstioasă. Justiția lui Dodon a făcut chestia asta. Bine, băi, când erați voi la guvernare acum o lună, nu era justiția lui Dodon, era justiția noastră, coruptă, stat capturat. Astă vară ați făcut o declarație în Parlament că statul e capturat. Dar acum, de când gata, v-au scos în opoziție și vă arată cu degetul tot timpul că ați ieșit capul tuturor relelor, vă răspundeți la fel, batea mătii, dacă nu noi, dar justiția lui Dodon a făcut chestia asta. S-ar putea să fie chiar o manifestare a independenței justiției și chiar o aplicare corectă a legii. La fel cum se spune și aici în România că se aplică legea recursului compensatoriu. Sau iată cum s-a întâmplat în Marea Britanie, mai ieri a făcut un atentat terorist, unul e eliberat foarte recent din închisoare tot prin recurs compensatoriu. Dacă acolo legea are vreo 11 de ani, vreo 11 ani și partidele aflate în competiție pentru că au alegeri acum anticipate, aruncă pisica moarte de la unul la altul și zic, dar voi laburiști ați elaborat legea, dar laburiști zic, bă, dar voi conservatorii acum ați aplicat-o și l-ați eliberat pe terorist. Dar oameni buni, eu nu vreau să particip în ping-pongul ăsta. Nu credeți că problema e alta?
Nu credeți că oamenii cei oricum ar fi ieșit, dacă nu ieșea filat la 4 ani, ar fi ieșit la 8 ani sau la 9 ani când e expirat termenul. Oricum ar fi ieșit criminalii, teroristul acela, oricum ar fi ieșit violatorii și cine mai ziceți voi, oricum ar fi ieșit. Nu credeți că e problema sistemului penitenciar care nu îi ajută să și înțeleagă vina, să înțeleagă cum funcționează statul, să se reintegreze în societate și să devină mai bun? Dacă nu aplici legea recursului compensatoriu, e ca și cum ai amâna revenirea lor în societate, dar acum sistemul penitenciar, iată și în Republica Moldova, și în România, dar se pare că și acolo, în Occident, e un sistem care educă recidiviști. Intri acolo infractor, ești criminal. Intri criminal, ești terorist. Deci oamenii se înrăiesc mai tare în sistemul penitenciar. Și eu auz foarte des pe moldoveni, pe ceilalți români, pe occidentali, zicând, dar de ce trebuie să le facem condiții civilizate de detenție? Că dacă au făcut crimă, viol, hoție, tâlhărie, au furat miliarde și au luat mita de 250 de milioane, lasă-l să stea acolo, după gratii, orice fel de condiții. Iată prima explicație, pentru că oamenii ies de acolo înrăiți și fac rău asupra societății. O altă explicație ar fi că, din cauza atâtor probleme de justiție, e foarte posibil ca tu, eu, oricine dintre noi să ajungem după gratii fără vină și deci măcar în astfel de cazuri ar trebui, măcar pentru acest motiv, ar trebui să ne gândim la condiții civilizate, demne de detenție și nu de umilire, de suprimare, de dezumanizare acolo după gratii. Ați auzit? Mai ieri în Statele Unite, după 35 de ani de închisoare, au fost eliberați vreo 3 acuzați de omor, vina cărora se pare că n-a putut fi demonstrată și abia recent le-a fost acceptat un recurs. Dar uitați-vă ce pedepse sunt acolo pentru omor. Adevărat, era făcut un grup, probabil cu multă cruzime, dar adevăratul vinovat s-a constatat că e la libertate. Sau chiar dacă ăștia sunt vinovați, totuși 35 de ani să stea după gratii, ce se întâmplă cu destinul, cu soarta lor? Ce o să facă ăștia 3 acum la libertate? Iată, văd că 30 de oameni încă se uită la mine. Sper că v-a fost interesant și poate chiar vreți să participați cu mine. După cum vedeți, am afișat aici posibilități de participare, de interacțiune. De data asta nu sunt de pe telefon, deci nu puteți căuta, dar am auzit că a și dispărut omuletul verde ca să poți participa în dialog cu o persoană care transmite live. Dar softul ăsta pe care o folosesc eu acum permite să intrați cu mine în dialog sau poate chiar în discuție cu mai mulți oameni. Dacă mă sunați pe Skype, mă numesc curaj.net, dacă mă apelați pe Viber, iată-ți cu numărul ăsta de Republica Moldova care e cunoscut de vreo 15-16 ani, sau dacă îmi scriți un mesaj pe Facebook și vă sun eu înapoi, s-ar putea să nu fie chiar ușor să mă abordați imediat cu apel Facebook. Domnul Oleg, sunați-mă vă rog, zice o femeie, dar cel mai probabil nu e legat de ce discutăm noi azi. Poate că femeia are nevoie de discuție privată, să semnaleze vreo problemă și de aceea nu mă grăbesc să partajez această informație. Verific dacă e deschis Skype-ul și da, de regulă sunt logat, se loghează odată cu computerul. Deci dacă vrea cineva să participe cu mine în dialog, îndrăzniți, sunați-mă. Dacă nu, măcar comentați pe Facebook. Mesajele voastre o să le citesc acuși și eventual o să răspund la ele, mai ales pentru că e posibil ca acest video să-l bag după asta pe YouTube, pe canalul meu, de unde mă hrănesc. Sunt vlogger și asta îmi consumă tot timpul. Și pentru cei de pe YouTube e bine să afle ce și cum s-a discutat pe Facebook. Dar nu o să reacționez la saluturi, nu o să reacționez la încurajări și urări de bine, ci eventual
o să reacționez la critici sau la întrebări. Maria Olar e convinsă că Maia a venit să le elibereze pe Filat, dar Năstase pe Țor. El zice că s-a știut chestia asta. Ei bine, nu știu cum s-a știut, că iată, Maia a stat 5 ani la guvernare și n-a făcut mare brânză. A fost scoasă din joc. Și Năstase a rămas aproape fără nicio funcție, e doar consilier municipal. Maia a venit acum la București să întâlnească cu Orban, simpla calitate de lideră PAS, nu de care avea vreo funcție publică. Țara hoților și a lașilor, zice Sergiu Gorceac. Mă tem că e vina noastră și că suntem ignoranți și nu cerem ca legile să se aplice pentru toți. De exemplu, când Filat a fost nedreptățit de către guvernarea Voronin, trebuia să reacționăm ca businessul lui Filat să nu fie luat cu hapca și după aceea tot noi să trebuiască să plătim despăgubiri la CEDO. Amintiți-vă, Filat tocmai ajunsese premier când guvernul Republicii Moldova trebuia să plătească, să-i plătească lui despăgubiri pentru ce i-a făcut guvernarea lui Voronin. Și acum tot așa, trebuie să ne pese de încălcarea drepturilor oricărui deținut, pentru că aceștia, orice deținut, dacă se adresează la CEDO și de România și de Republica Moldova, are șanse de câștig, după cum vedeți, și lui Filat au redus din termen, pentru că condițiile de detenție în cea mai veche închisoare din Moldova sunt înfiorătoare. Mă rog, colegul din Haid, Alexandru Muntean, ca să vorbim, să vedem dacă reușesc să stabilesc o legătură cu el și după aceea poate o să-l dau în direct dacă reușesc să mă fac cu el auzit. Să văd microfonul implicit, sper că se aude și la Sandu. Bună! Da, Sandu, salut! Vrei să pornești acelul video, dar eu mai tem că nu-l pot accepta pentru că camera mea e folosită de aplicație care transmite în direct. De aceea, probabil, nu o să te putem vedea cu video, ci doar cu fotografia pe care o afișezi tu pe Facebook. Da, zic să vorbești și eu, între timp încerc să te bag în cadru, măcar cu poza. Deci, salutare tuturor! Mă bucur să am din nou posibilitatea de a participa în transmisiune live. Sper, în primul rând, că mă aud foarte bine. Te rog să confirmi. Da, cred că te auzi bine. Sper că te auzi bine. Bine. Deci, după cum înțeleg, tema de astăzi este despre deținuți. În câte știu eu... Și eliberarea lor prea devreme. Prea multă lume se plânge că deținuții ies prea repede la libertate. Da, și asta. Din cât știu eu, Republica Moldova, la noi majoritatea cam unii sunt judecați pe nedrept, iar unii pe drept. Iar unii care sunt judecați pe drept, ei prea mult, sau nu chiar prea mult, unii sunt băgați la pușcărie, dar chiar prea devreme ies, ca de exemplu fostul procuror general Valeriu Balaban, care că este învinuit pentru că ar fi agresat pensionara Maria Anghel, ceva. L-am zărit acum un an și jumătate, cum el umblă în liber pe stradă. Și dacă nu înțeleg el, dacă nu greșesc, el ce ar fi fost judecat pentru un fel de caz de corupție, nu e așa? Da, dar se pare că încă nu a fost condamnat, e abia anchetat. Și poate că e în arest la domiciliu sau ceva de felul ăsta. Cum ți-amintești și Ilanșor a fost în arest, puțin în arest după gratii, la CNA, și după aceea a stat în arest la domiciliu. Deci omul tot a fost privat cumva de libertate până când iată a fugit și a dispărut. Cel care a furat miliardele și i-a dat lui Vlad Filat o mită de 250 de milioane. Da, și referitor la Ilanșor, în loc să-l condamni pe drept pentru frauda cauzată, abia acum îl dau în căutare internațională. Și eu sunt curios de la organele de drept. De ce n-au făcut asta mai devreme? De ce i-au dat drumul mai devreme spre și acasă?
Dacă el este responsabil și numele său apare în raportul Kroll și asta demonstrează că el a fost responsabil pentru frauda bancară de la Moldova Grind Bank. Pot să-ți spun eu, Sandu, pentru că încă nu a fost condamnat, spre deosebire de Vlad Filat. Vlad Filat, cu ușile închise, a fost condamnat în câteva luni, pe când Ilan Șor a fost condamnat în prima instanță în câteva luni, așa de ochii lumii, după care la Curtea de Apel, întâi la Curtea de Apel Chișinău, după aceea s-a mutat la Curtea de Apel Cahul, s-a amânat și nici acum nu există o condamnare executorie măcar, nu definitivă, dar s-o pot pune în aplicare. Deci iată diferența. De asta Ilan Șor a trebuit să fie eliberat și din arest la domiciliu, pentru că nu exista, prezumptiv, încă e nevinovat. Vina lui a fost demonstrată de prima instanță, dar încă nu a fost demonstrată de o instanță executorie, de curtea de apel. Și deci legea a trebuit să fie aplicată. Dar de ce s-a făcut așa, departe de ochii lumii și dosarul lui Șor și trimis hăt la Cahul? Sunt curios și eu același lucru. Nu, okay. E din neștiut când va funcționa odată și odată Justiția Republica Moldova. Pot doar ajunge la concluzia că uneori se mai face ceva în România și poate este cineva condamnat pentru faptele sale, dacă într-adevăr ele sunt niște fapte ilicite. Dar aici nu prevăd. Păi uite, în cazul lui Vlad Filat a fost condamnat, a funcționat justiția, i-au dat 9 ani, după aceea i-au mai redus, a stat 4 ani și 2 luni. Crezi că e prea puțin 4 ani să stai la pușcărie în cazul lui Filat? Asta depinde deja de mandatul său, mandatul de arest. Dacă el chiar e 4 ani pentru furt de miliard sau și fel de alt argument plăutit fost... de la un invocat, ei atunci da. El a fost condamnat, Vlad Filat, pentru corupție pasivă, pentru că ar fi cerut sau ar fi acceptat mita de 250 de milioane de euro sau de dolari de la Ilan Șor, așa a declarat Ilan Șor în autodenunță. E bine, dacă legea prevede că mandatul de arest pentru astfel de corupție 4 ani, așa să fie atunci. Ok, precizez că mandatul de arest e doar pentru arestul preventiv, pe când în cazul lui Filat și al lui Șor e vorba de sentințe, de instanță de judecată. Sentințe deja în care e demonstrată vina. Mandatul de arest e pentru cercetare când încă ești prezumptiv nevinovat. Poate să te aresteze, se pare că maxim un an sau jumătate de an. Standardele europene sunt jumătate de an. Standardele moldovenești spun că maxim 12 luni poți să stai în arest. Fie la domiciliu, fie cu obligația de a nu părăsi țara sau cu arest la închisoare, mai mult de 12 luni n-ai voie să stai închis. Dar știm o grămadă de deținuți care și acum stau închiși fără încă o sentință. Prezumptiv nevinovați. Și ar putea să fie și unii, da, de fapt ai spus, da, nevinovați. Dar mai sunt și probleme cu ăștia nevinovați. Ăștia întotdeauna sunt hărțuiți în penitenciare. Mi-aduc aminte că Valentin Rimski a fost deținut, acesta a decedat din cauza fumatului pasiv în penitenciar. Acesta declara acum un an că un alt deținut reclama condițiile inumane în care era ținut în penitenciarul 13 și din cauza asta el a fost agresat. Și dacă nu greșesc, l-au băgat în carceră. Așa ar trebui să procedeze dacă omul vrea să fie ținut în condiții umane? Eu cred că nu. Și eu am stat 2 zile după gratii la izolatorul de detenție preventivă de la Tighina 6 și acolo intenționat le dădeau țigări deținuților din camera mea. Intenționat ne-au pus mai mulți în cameră decât în cap pe prichici, pe scândura aceea, ca să ne umilească, să-și bată joc de noi și să creeze tensiuni. Deci am suportat 48 de ore, 52 de ore, am suportat fumătorii care poate intenționat fumau cât mai mult pentru că mă aveau pe mine ca coleg de cameră. Deci iată o metodă de a-ți bate joc de deținut cu tabagismul, de exemplu. De-aia mai degrabă trebuie soluționat într-un fel problema cu justiția de Republica Moldova, dar e de neștiut cum. Asta doar dacă am fi într-adevăr component, dacă Republica Moldova ar fi în componența Uniunii Europene.
Dar asta cam niciodată nu o să se întâmple dacă nu sunt respectate prevederile drepturilor omului, n-am avea o situație economică stabilă, etc., etc. Dar ai văzut, Sandule, că și în România, care e de 12 ani membră UE, aproape 13 ani, lucrurile sunt la fel de triste. Și aici fostul premier Năstase a ieșit înainte de termen și mulți alții deținuți de lux au ieșit înainte de termen, fie că a scris o carte, fie că mai multe cărți, fie că fac muncă social utilă. Ai auzit că și fostul președinte al Camerei Deputaților, Dragnea, deja a ieșit o zi de permisie la libertate, chiar dacă a fost arestat abia pe 27 mai anul ăsta. N-am auzit. În condițiile în care altor deținuți nu li se dă niciodată permisie de o zi. Pentru că acela cică s-ar fi purtat frumos și pentru că lucrează în închisoare. Dacă deținuța așteaptă ca să poată lucra, ca să le se reducă din termen. Dar asta e problema. E mafie și în sistemul penitenciar, și în justiție, și în poliție, și în România, și iată, ai auzit și Marea Britanie, a ieșit în terorist și imediat s-a dus să facă fapte rele. Pe de altă parte, da, tot acolo, tot pe podul cel la London Bridge din Marea Britanie, un om care n-a ajuns să eliberase din închisoare, a participat la comandoul celor civililor din stradă, care l-au neutralizat, care l-au oprit pe teroristul cu cuțit. Deci, iată, om din închisoare poate să facă și fapte bune și fapte rele. Deci cum este că acest deținut, fost deținut, el a fost într-un fel o persoană care a intervenit în oprirea unui făptaș criminal? Da, unui terorist care a omorât două persoane cu cuțitul și a mai rănit vreo 7. Eu, într-un fel, pot să spun că, da, unii făptași, foști făptași criminali pot să devină buni. Asta ei deja pot să-și dea seama după ce au stat câțiva ani buni în grija statului. E de încercetat fenomenul. Un lucru e sigur, eu nu o să devin niciodată unul ca ei. Eu nu vreau să devin o persoană rea. Eu vreau să le arăt oamenilor că eu pot să fiu diferit și că pot să fiu întotdeauna de folos. Dar nu vreau să fii profitat de bunătatea mea. Bravo, Sandule, mulțumesc pentru apel și pentru intervenție. Scuze, l-am oprit fără ca să fi terminat vorba. Vorbeam mai devreme că nu întotdeauna oameni vinovați ajung după gratii, dar e foarte grav când oameni nevinovați, trecând prin închisoare, devin după aceea niște oameni înrăiți pe societate și scapabili să facă după aceea infracțiuni sau chiar crime. După Alexandru, iată, își manifestă și Petru dorința de a participa în discuție cu mine. Ați văzut că pe Facebook nu vă pot arăta la față, doar vă pot arăta poza de profil. Dar oricum, mulțumesc pentru intenție și pentru activism. Acum și o să citesc și comentarii sau întrebări, dacă mai sunt. Petru, nu știu de ce s-a emoționat, poate mi-a scris mai de mult și acum deja a uitat că vrea să intre cu mine în dialog. Petrule? Alo, mă auziți? Da? Bună da, seara! Te auzim. Ești? Salut! Da, eu vreau să spun și părerea mea de penitenciare și de Vlad Filat și de mai multe lucruri. Eu cred că Vlad Filat, în primul rând, el nu a stat acum pentru, tu și-ai menționat faptul ăsta, nu a stat pentru furtul miliardului, ci pentru corupție. Din câte am înțeles eu, din câte știu. Da, da. Și eu personal cred că Vlad Filat nu prezintă la moment niciun pericol pentru societate ca să fie el eliberat și având în vedere că mai mulți făptași care au participat la, având și corupție și mai multe alte probleme, chiar și în furtul miliardului, nu au fost de reținut. Numai el a fost reținut din cei care au furat miliardul. Cu toate că în dosar nici nu a fost dosarul deschis și nu a fost condamnat pentru faptele de furtul miliardului. 4 ani au stat, cred că într-adevăr au stat privilegiat, cum n-ar fi, dar totuși condițiile sunt rele în detenție. E clar că el a avut bani sau posibilitatea să fie aparat de avocați mai buni și a fost eliberat nu chiar așa de repede, dacă simți sincer. 4 ani e totuși un termen foarte lung.
având în vedere că au stat în penitenciarul 13, care este unul cu probleme grave, eu cred că lui și la începutul detenției lui s-au încălcat și drepturile într-o măsură oarecare. Dar eu nu asta vreau să spun. Vreau să spun că furtul miliardului din cei care au furat miliardul, de fapt miliardul nu s-a furat, s-au luat niște credite. Dar pentru credite, privațiune de, pentru credite care nu le întorce înapoi, privațiune de libertate nu în legea penală sau cum ar fi. Pentru datorii omul nu poate fi privat de libertate. Unica și cine poate să răspundă dacă justiția să meargă până la capăt, unii și cine pot să răspundă, astea sunt organele care controlau toate tranzacțiile astea acolo, cum ar fi SIS-ul, Centrul Anticorupției, care acolo cine mai este acolo, procurorii care au acces la toate tranzacțiile astea care erau atunci făcute suspecte între bănci sau internațional, cum mergeau ele, numai astea pot să răspundă. Evident, guvernatorul pe atunci a băncii naționale și administratorul băncii de economii, care era Ilan Șol. Ilan Șol cred că a să fie condamnat pentru furtul miliardului. Dar este nici Plahotniu, cum să vehicula Filat sau alții care au beneficiat din banii ăștia, care erau de fapt niște credite, n-a să fie condamnat și Filat știe atât bine. Filat a mai ieșit și el mai mult în pușcărie n-a să întoarcă și nici n-a să fugă din țară, cum spun alții. A să-i confiște lucrurile și alea care bunurile cele care le-au avut din banii și care au venit din credite neperformante de la băncile astea, care au fost devalizate, asta de mai altă treabă. Dar la pușcării nimeni din cei care au beneficiat de credite neperformante n-a să ajungă. Pentru că, mai repet încă o dată, pentru datorii, îmi pare că în Moldova și în Europa, în Moldova precis, în Europa precis și în Moldova, pentru datorii care le-ai față de bancă, nu poți fi condamnat. Dar de ce ești țin de deținut, vreau să-mi spun părere, eu cred că, nu cred, dar știu precis că în Republica Moldova e exagerat, oamenii sunt închiși privați de libertate și cu termeni destul de mari, se dau la alții, având în vedere condițiile sunt foarte rele, dar eu socot, părerea mea este că în pușcărie ar trebui să stăie doar oamenii care fac crime, infracțiuni foarte grave, cum ar fi violuri, jafuri, poate omoruri, sau care sunt oameni periculoși pentru societate. Și aceia trebuie să fie, evident, ținuți în niște condiții umane, dar oameni pentru furturi mai mici sau mai mari pot fi plasați în arest la domiciliu sau pot fi amendați. Adică nu trebuie să, un om care a furat, simplu, știi cum este la Moldova, om care a furat o găină să-l pui la închisoare. Trebuie să fie amendat, plasați în lucru, să fie cumva, să fie niște semi plasați în lucru la pe sector ăsta, prin oraș, prin sate, la lucru, la stradă, așa, ceva de felul ăsta, să fie și plătiți. De altfel, care și Oleg, tu ai răspândit la filmul ăla, l-am răspândit și eu pe internet cu persoana cei care s-au dat focul, da, într-adevăr, am cercetat și eu cazurile astea, în penitenciarele Republicii Moldova, încă din anii sovietici, sunt caste. Caste între pușcăriași. De obicei, casta cei care mai privilegiate, e de obicei în timpul Uniunii Sovietice, avea legătură cu KGB-ul, cum era. Era și o structură, de fapt, a KGB-ului, capurile astea, criminalității organizate sau oamenilor interlopi, cei mai de sus. Ei, de fapt, și făceau diferite răfuieli pentru înșii, se făceau statul, făceau, de fapt, Șamu, să ne amintim de cazul Proca, care a fost Proca care l-a asasinat pe o tentativă de asasinare lui Gorbunțov, pe urmă în România a fost, se vehicula niște lucruri, el a fost eliberat tot pe niște oameni politici, de fapt, astea sunt niște structuri ale forțelor secrete, posibil nici nu de Republica Moldova. Ele sunt gestionate, poate sigur, din alte țări, am vedere țările de est, capi este lumea interlopii, ele au o rețea prin toată lumea sunt răspândite. Ele de obicei, prin pușcării, raculează băieți care sunt mai ageri, care mai încolo, încoași, eu știu cum, și creează niște structuri, poate spus, paramilitare chiar, criminale, care dar de fapt, ei nici nu știu, ei cred că îi servesc la un bine a lor, opteacul, cum se mai spune, dar de fapt îi sconduși fără niște inți, dar unii membri din trâși îi sconduși de servicii secrete, mai ales din Rusia,
posibil din Republica Moldova pentru a se răfui cu mai multe persoane sau a face niște lucruri la comandă sau ceva de felul ăsta. Asta sunt castele, casta cei mai privilegiate, care nu vor să supună, care vor să... Aici sunt caste mai joase, inferioare, cele mai inferioare caste sunt, de obicei, sunt oameni discriminați, foarte tare. Mulți dintre ei, faptul este cum băiatul s-a dat focul, mulți dintre ei nu-și dau focul, dar se sinucid. Știu precis multe lucruri, că în penitenciarele din Moldova foarte multe lume se sinucide, care sunt, fac parte din casta asta inferioară. Cei mai inferioară? De obicei, persoanele din casta asta inferioară sunt chiar și violați și în grup. Sunt persoanele care au făcut o infracțiune sau altă, dar nu importă ce infracțiune, sunt chiar și violați, bătuți, chiar și faptul, băiatul ăsta drăguț, care a fost, el având probleme cu sănătate mentală, el când era în celula aceea, acolo cam în fiecare celulă, numai între în celulă, deodată acolo începe a predili la ce castă să pui pe tine. Păi eu vă spun, pe acest drăguță sau drăguță, Andrei cum o chema, el încă când a intrat în celulă, el pe dânsul era, soarta lui, dacă el era și condamnat, era și din casta asta și mai inferioară. El, de atât așa a fost revolta lui cu poliția, cu asta, tăiat, cu el s-a bătut acolo, e clar că avea și boala lui psihică care era... În cazul lui nu cred că s-a ajuns la penitenciar, el îmi pare că a fost omorât chiar la izolatorul de detenție preventivă, la Tigena 6, și după aceea abia l-au dus la închisoare și acolo a murit. Dar bătut a fost la Tigena 6 și nu sunt caste pe acolo, e încă departe. Acolo sunt oameni încă necondamnați, dar e de discutat. Îmi cer scuze, Olea. Poniațiile sunt chiar și în societate, nu numai da, decât. Da, dar se vorbește și în Parlament cu jargon de închisoare, da? Da, dar în izolatori ele tot sunt. Și acolo de-am numai intră, de-am acolo numai intrat, te întreabă tu și viață trăiești, cum ești. Aproximativ, eu nu știu chiar precis, dar aproximativ e cam așa. Te întreabă și viață trăiești, cum ești, se întreabă mai multe lucruri. Da, asta se poate făcut chiar o emisiune specială pe tema asta. Nu, eu și vreau să spun că, dacă să luăm, eu nu știu câte caste acolo sunt mai multe caste în sistemul ăsta de... ierarhic în care sunt în special în penitenciare, casta cea mai joasă sunt oameni care undeva un procent foarte mare se sinucid, pur și simplu se sinucid. Când auziți că în penitenciare s-a sinucis unul sau s-a tăiat vinile, în special, s-a spânzurat și pe urmă nouă la televizor ne spune că acolo diferite motive, să știți că nu e așa. El făcea în 99% oameni care sinucid în penitenciare fac parte din casta cea mai inferioară, adică casta cea mai joasă, care spun că chiar sunt maltratați, torturați și chiar sunt violați în mare măsură lor. Și duc băiatul ăsta care aso ieri s-a dat focul, posibil face tot din casta cea parte. Foarte des, Petru, foarte des se întâmplă omul să fie maltratat de către cineva sau chiar de funcționari, de gardieni și după aceea să zic că s-a sinucis. Deci nu... Și așa, da. Da, da. Fiecare caz trebuie cercetat în parte. Da, exact. Da, dar și eu, dacă am început cu Vlad Filat, să termin tot cu dânsul, eu cred că Vlad Filat, eu nu știu, că averea lui parcă a fost confiscată, dacă averea lui a fost confiscată și a și vândut în favoarea statului, eu cred că el s-a ispășit pedeapsa cu la 100%. Eu cred că 4 ani, părerea mea, e destul de mult pentru a stai în penitenciar 13, e foarte mult. Având în vedere prin ce a trecut el și toată indenigrarea asta care a fost în public și averea lui sechestrat toată. E verea clar, care a fost dobândită. Vreau să-ți amintesc că chiar astă vară fiul lui în Marea Britanie s-a trezit cu conturi blocate de justiția britanică, că nu putea justifica de unde are nu știu ce sute de mii mașini foarte scumpe. Deci la câte divorțuri a avut el, la câte neveste și amante, la cât fiind nănaș, cum mătri a avut el și cum și-a împărțit banii, eu nu cred că avea numai 250 de milioane și că i-au confiscat toată averea și nici nu cred că statul a recuperat acei 250 de milioane. Mai degrabă, parte din afacerile lui au fost furate de foștii parteneri de altă dată, dar în mod sigur i-au mai rămas averi mai mari decât 250 de milioane. Deci nu-i mai plânge de milă lui Vlad Filat. Nu-i plâng de milă 100%, dar și mai spun încă o dată, Vlad Filat n-a să fie condamnat și nimeni n-a să fie condamnat
din care ești care au beneficiat. Da, eu știu că și el a beneficiat din furtul miliardului, cum a fi, dar furtul nu a fost furt, au fost niște credite neperformante care nu s-au întors înapoi. Și, schema asta se numește escrocherie. Pentru astfel de schemă a fost condamnat în prima instanță și ar trebui să-l condamne și instanța a doua pe Ilan Șor. Se pare că a fost condamnat și Platon pe câteva astfel de dosare. Deci schemele astea se numesc escrocherie. Nu e simplă, naiv, am luat un credit și n-am putut să-l întorc. Pentru că ai pus gaj o chestie care nu valorează atâta și cineva a fost complice cu tine. Asta se numește escrocherie, nu sunt niște bani pe care i-am dat lui Platon și nu i-am putut să-i întorc. Cred că Platon în viitor apropiat tot o să fie eliberat, dar Ilan Șor, cu părere de rău, n-a scăpit de pedeapsă, oricât de va dura aia, va fi vreodată sau nu, de dacă Ilan Șor a fost nemijlocit instrumentul, adică a fost gestionat banca de economii, dar oamenii care au luat credit și au pus gajuri de care nu costă nimic, și banca a evaluat gajurile, dar nu omul care a luat. Nu, asta sunt niște lucruri, da. Poate eu nu le înțeleg gine, dar așa eu le spun cum le înțeleg eu. Gine, cam asta am vrut să spun, vă mulțumesc la toți, că trebuie și eu să ies, hai o seară bună. Mulțumesc, Petru, salut. A fost un apel pe Facebook, tot așa puteți participa și voi. Dacă mă sunați sau îmi scrieți un mesaj, pentru că probabil nu o să mă puteți suna direct pe Facebook, poate doar cu apel audio, nu cu video. Iată, astea sunt limitele tehnice pe care ni le putem permite. Pe Skype însă și pe Viber mă puteți suna cu video. Am toate datele de contact afișate. Dacă nu se mai găsește nimeni să vorbească cu mine, o să mai citesc din comentarii și dacă sunt întrebări. După care, nu-i bai, o să și închidem că e trecut de ora 9 și de la ora 10 la bloc în România trebuie să fie liniște. O mână spală pe alta, sunt o apă și un pământ tot, zice Sergiu Gorceac și presupun și sper că se referă și la el. Pentru că oricine îl pui în funcție de lui Filat, orice moldovean e tentat să se comporte ca Șor, ca Filat, ca Plahotniuc. Nu știu de ce. Și s-ar părea și Filat și Plahotniuc sunt copii de învățători, parcă îi învățau și pe copiii lor și pe copiii altora, îi învățau chestii bune și uite ce au făcut când au ajuns. Și au făcut facultate la Iași, facultate de drept la Iași a făcut Vlad Filat, nu? Oare când vom scăpa de aceste clanuri mafiote? Se întreabă Marie Olar și se miră dacă a scris vreo carte. La noi, Republica Moldova, se pare că nu există așa circunstanță atenuantă să-ți scadă din termen dacă scrii carte. Doar în România e valabil așa lege. Tigru Siberian zice, foarte interesantă viața politică a Republica Moldova. Lui Plahotniuc îi se permite să iasă liber din țară. Filat iese prea curând din închisoare. Primarul de Bălți conduce treburile orașului prin Skype de la Moscova și multe asemenea. Șor e reales după aceea deputat în Parlament, cu toate că are o condamnare penală. Nu știu cum a obținut certificatul de integritate, pe de altă parte, cei de la ANI au zis corect. E condamnare, dar încă nu e definitivă. Deci e prezumptiv nevinovat și el și Plahotniuc. Certificat de integritate și lui Plahotniuc și lui Șor s-a eliberat pe bună dreptate că n-au nicio condamnare. O sfidare a legii la tot pasul, insistă Tigru Siberian. Un milion din cei mai buni plecați peste hotare. Situația continuă să se afunde. Mai e mult până la fund? Dar și că nu o să ajungem la fund, ce o să ne mai avântăm în sus? Sau ne oprim la fund, mai strângem mâl? Depinde și de noi, nu? Constantin Bocă, cel mai inteligent Oleg Breg... Nu, asta nu citim. În fiecare țară când se schimbă codul penal, zice Richard, când se schimbă codul penal, se dau decrete și toți, majoritatea care au fost pe codul vechi, li se reduce pedeapsa. Și la noi s-a făcut amnistie la aniversarea 25-a de la declararea independenței. Și Voronin făcuse amnistie când erau, nu știu, 20 de ani de la declararea independenței. Că Hojma mă sunau sau mă întrebau cei din închisoare, când se dă admisie, admisie, ziceau mulți dintre ei. Dar de fapt visau amnistie și s-a făcut amnistie, iată și se face și pe aici amnistie. De fapt, aici în România s-a ieșit în stradă și s-a protestat 3 ani ca să nu se facă nici amnistie fiscală, nici amnistie penală. Pe când în Republica Moldova s-a făcut amnistie, tacit, nimeni n-a reacționat, dar au ieșit o grămadă de oameni. Nu vă mai spun de legea ghilotinei, de câte datorii s-au anulat și aici în România și acolo în Republica Moldova, mai ales marilor datornici. Iar oamenii de rând, frate meu,
Juniorul s-a trezit cu o amendă la RATB în trolebuz, când era student, elev săracul și mergea Iepurește, o amendă de aceea de 15 ani să vină să o achite. Da? Iar avocatul poporului câteva milioane are datorii la stat și i-au fost iertate. A scris cerere și l-au iertat. Victoria zice că o să-mi trimite mâine filmare, nu vrea să participe în emisiune. Ați văzut că acel rățoi era în lista celor 14 judecători care se plâng că au avut presiuni din partea procurorilor, zice Maria Olar, se referă la judecătorul rățoi care a emis azi încheierea de eliberare condiționată a lui Vlad Filat. Când am plinit 58-60% din timpul de condamnare, după reducerea de astă vară. Și ce să-i faci dacă așa e legea și matematica? Și Dragnea va fi eliberat de grabă dacă nu vine o altă condamnare pe alt dosar de urmă. Cristian Marin ne informează, reeducare nu există, iar odată ieșiți în libertate nu se pot reintegra și atunci recidivează pentru a se putea reîntoarce în lumea lor, singura pe care o cunosc. Cristian Marin, dar am auzit de unul mai ieri arestat, a stat întâi închis după ce și-a omorât nevasta și a lăsat orfan 5 copii, după ce a ieșit și a găsit o altă nevastă, o concubină și pe asta tot, nu știu, din gelozie, din ceva, a omorât-o. Eu cred că trebuie revizuite și valorile morale tradiționale cu fidelitatea, cu rolul bărbatului și a femeii în familie, cine-i capul, cine-i gâtul și tot așa. Multe din astfel de tradiții generează violență domestică și mai trebuie schimbat comportamentul organelor, pentru că foarte multe dintre victimele violenței domestice se duc, se plâng la poliție, la parchet și nu se ia măsuri sau li se râde în nas. Prima concluzie care îmi vine în minte este că în Republica Moldova hoții reușesc să se organizeze mult mai bine decât forțele progresiste și din interiorul societății nici nu văd forțe care ar putea să redreseze situația. Vai de hoții ceia care ajung să se organizeze foarte bine. Vlad Filat a ieșit după patru ani și o lună și cum zice și Petru cu averea confiscată sau celălalt Platon, de câți ani stă închis și câte alte dosare are închise, deci eu nu vă doresc să ajungeți în situația lor. Sau să fiți măcar fugar ca Plahotniuc. Eu vă doresc să fiți onești, cinstiți și eventual să aveți problemele lui Brega. Să vă judecați cu statul că v-a pus o amendă greșită, că v-a bruscat un polițist și un jandarm, să vă plângeți la CEDO, odată în 10 ani să câștigați niște bani pe care să-i cheltuiți tot cinstit, nu vă cumpărați mașină, nu vă cumpărați vilă. Eu prefer să trăiesc așa decât cu milioanele lor care și miros urât și îți fac insomnii. Eu am destule insomnii din cauza stilului meu de viață, din cauza vârstei, din cauza regimului alimentar, din cauza, nu știu, din multe alte motive, dar încă să mai am insomnii și din cauza minciunilor și a hoțiilor, no, mersi. Maria Olar e sigură că Filat va pleca din țară. Se pare că a dat un interviu în exclusivitate la ziarul de gardă și a zis că nu. Dar nu apare chiar azi la televizor. Deci de mâine așteptați-l la televizor și poate în primăvară își anunță candidatura la președinție. Pentru că nu-i așa, peste un an avem alegeri prezidențiale în Republica Moldova. Deja Comisia Electorală Centrală și-a trecut în buget cheltuieli pentru organizarea alegerilor. Ghiță Pomozov, zice Oleg, nu compara pe acela care vinde iarbă și primește 15 ani și pe Filat, care fură sute de milioane de euro și primește 9 ani, din care i s-a mai redus 680 de zile și a fost eliberat chiar înainte de termen pentru comportament frumos. Eu consider că nu-i corect ca Filat să fie eliberat. Atunci să schimbăm legea sau să scriem în lege toți au dreptul la eliberare condiționată înainte de termen, cu excepția foștilor prim-ministri, de exemplu, sau cu excepția lui Filat. Măcar să știm o chestie, dacă îl urâți atât de tare. Da? Dar legea ar trebui să fie pentru toți aceeași. Ce se ascunde în spatele eliberării lui Filat? Mă întreabă Slavic Neron, părerea mea. Am rămas șocat când am aflat.
nu se ascunde nimic decât o prevedere legală, decât bani cu care să-și plătească avocați foarte buni, decât matematică. A stat 4 ani și 3 luni, asta constituie mai mult de jumătate din termenul pentru care a fost condamnat. Dacă vreți să vedeți conspirații, faceți ca Dodon, dați vina pe Maia Sandu, sau faceți ca Maia Sandu, dați vina pe justiția lui Dodon. Și atunci o să fiți într-o minte și măcar o să știți pe cine să votați la anul. Dar eu nu mă pun în mintea lor și cer ca să funcționeze instituțiile, să funcționeze legile și legile să fie pentru toți. Elena Alia zice, mai pui că în codul penal este stipulat expres. Legea penală nu urmărește scopul de a cauza suferințe fizice sau de a leza demnitatea omului. Nimeni nu poate fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane și degradante. În 2017 au fost înregistrate peste 800 de plângeri cu privire la condițiile proaste de detenție, lipsă sau servicii medicale inadecvate în locuințe, în locurile de detenție, iar în prima jumătate a anului 2018 au fost recepționate peste 400 de cereri. Nu știu dacă în instanțe interne sau la CEDO, dar auzeam că zilele astea nou ministru de justiție din România se duce la Strasburg să vorbească cu judecătorii de la CEDO și se întrebe, băi, oameni buni, vrem să anulăm recursul compensatoriu, dar cum cumva să dregem treaba, pentru că recursul ăsta tot a fost dat de nevoie din cauza presiunilor CEDO, tot din cauza condițiilor inumane de detenție, pentru care oamenii dau statul în judecată și e posibilă o condamnare colectivă cu cheltuieri de milioane. Deci iată cum faci ca să respecti și drepturile omului, și legea, și așteptările oamenilor care vor sânge sau să bage dracii la închisoare. Balaban este socrul Maxim Lebedinski, explică Maria Olar. Și tare l-au vrut procuror general pe Vyacheslav Soltan. Dar nu li s-a primit, nu le-a ieșit așa, că eu am depus la CSP, Consiliul Superior al Procurorilor, că acest procuror s-a îmbogățit ilicit. Și am depus plângere la ANI, la, cum se numește, Agenția Națională de Integritate. Justiția e un clan mafiot, aparte din tată în fiu, zice tot Maria Olar, care știe și a simțit problemele justiției și ale sistemului penitenciar, le-a simțit pe piele proprie. Tigru Siperian zice că are o întrebare personală, să zicem, printr-o întâmplare ajungeți un factor de decizie în Republica Moldova, aveți puterea totală și multe resurse financiare, care ar fi primele trei măsuri pe care le-ați luat în primul rând cu scopul de a stopa prăbușirea de mai departe a situației sociopolitice? Rog, măsuri concrete, nu declarații generale. Depinde și de funcție, depinde și de mandat, dar evident dacă promit ca Vlad Filat și ca Dorin Chertoacă concursuri publice pentru funcții publice, atunci le fac și le organizez. Dacă promit ca Maia Sandu transparență în activitatea instituției, chiar transparență fac. Dar acum nu pot să dau un răspuns concret la o întrebare abstractă și încă și ipotetică. Am participat de câteva ori la concursuri publice, nu am fost acceptat nici în Consiliul de Observatori al Teleradio Moldova, nici în Consiliul Coordonator al Audiovizualului, acum se numește doar Consiliul Audiovizualului, nici în conducerea companiei Teleradio Moldova, nici măcar în Consiliul Nediscriminare și n-am mai candidat când am văzut că totul se face pe criterii politice și sunt puși oameni de-ai lor, ineficienți, dar ascultători. Cristian Marin zice, numele face totul. Dacă este o persoană influentă, deținutul are regim privilegiat. Dracena. Probabil a vrut să zică Dragnea. Nu cred că Dragnea stă la comun cu ceilalți. Ba mai mult, lucrează ca mecanic auto. Să ne amintim și de celebrul Dincă din Caracal, care și-a făcut curat prin curte cu ajutorul criminaliștilor români, pe banii statului român, avea regim privilegiat cu apă rece și pizza pe scăunel la umbră. De ce? Ca să nu dea în gât pe cine nu trebuie și care îi țin spatele? Eu cred că astea sunt teoria ale conspirației și omul e tratat cu demnitate în închisoare cât timp, auzeați că e pe cale să fie chiar eliberat, cât timp nu i-a fost încă demonstrată vina, cât timp încă nu a fost condamnat cu sentință executorii.
Da? Deci, cioc cu mic. Legile sunt pentru toți, oamenii au dreptul, au drepturi fundamentale, au dreptul la dreptate, la justiție. Toată lumea are dreptul la justiție, nu doar cei săraci sau cei bogați sau cei cu nume frumoase sau cei de origine dacă, etc. Există procedură de confiscare a proprietății în Republica Moldova? Mă întreabă Tigru Siberian. Cred că există, ar trebui să existe. Dacă nu există până acum, de ce n-a formulat nimeni asta ca problemă? Din câte știu eu, asta se practica doar pe vremea comuniștilor. În afară de asta, banii se pot spăla relativ ușor în spațiul CSI. Sunt de mult elaborate scheme și rețele în acest sens. Nu întâmplător au fost spălate miliarde din bănci rusești, prin băncile moldovenești, prin bănci din Lituania, da? Deci din țări europene chiar. Justiția este capturată atât în Republica Moldova cât și în România, zice Pipu Gică, un pseudonim al unei persoane pe care o știu, a fost și ea la închisoare, știe realitățile din injustiția moldovenească. Ce ține de Dodon nu poate lega două cuvinte. Ei, da, Dodon vorbește tamam pe înțelesul moldovenilor, cum vorbea și Voronin. Și moldovenii vor continua să-l voteze, pentru că el și spune și face ceea ce așteaptă moldovenii să spună și să facă. Ne merităm conducătorul, regele. Riciu Richard zice, vino în roșiorii de vede să vezi câtă corupție în piața care este a fostului soț al Eleniei Udrea și nu dau bonuri fiscale și poliție și au deschis tot felul de firme. Încă n-am văzut în România la piață să se dea bonuri fiscale. Poate pentru că încă nu există lege pentru așa ceva. Dar în lumea bună, în Europa, chiar și Taraba de la Colț am văzut că are aparat de casă. Când o să fie lege, o să oblige poate și pe Elena Udrea sau pe bărbat, sau fostul bărbat, să dea bonuri de casă la piața din Roșiori. Ce ține de modul de tratare detenției și anume condițiile inumane, au fost, sunt și o să fie. Pipule, eu îmi doresc să avem închisori civilizate. Nu vreau să ajung la închisoare. Am stat de tot vreo săptămână după grate în condiții inumane inadecvate și Moldova a fost condamnată de câteva ori la cedă din cauza asta. În 2009 și în 2010, deci maxim o săptămână, dar în izolatoare de detenție preventivă, la Comisariatul Centru, la Comisariatul Buiucani și la Tighina 6. În închisori n-am stat, am fost decât un ceas în vizită, ca jurnalist am filmat și am văzut ce se întâmplă, se pare că la Cricova și la Pruncu, dar nu-mi doresc să stau. Iar dacă ajung acolo, îmi doresc să fie condiții civilizate și să nu existe sistemul celor de caste care e injust, e umilitor și barbar, ilegal, nedemocratic. E un sistem pentru care legea nu contează, ci doar ce dorește, ce vrea boierul. Și astfel, acest sistem e protejat de autorități. Cam astea au fost comentariile de pe chat. Observ că și numărul spectatorilor sau al spectatoarelor s-a împuținat. Oricum e taman timpul să închidem pentru că e aproape ora 10 și nu-i așa, unde lege nu-i tocmeală. Trebuie să facem liniște de la ora 22 în spațiu public, dar și în spațiu privat dacă zgomotele noastre poate să ajungă la vecini. Și eu locuiesc în drumul taberei la București, n-aș vrea să-mi deranjez vecinii ca să cheme poliția, ca să-mi aplice amenzi, pentru că acea amendă ar trebui să o achit, nu să mă judec cu ei cum fac cu celelalte amenzi, când știu că am dreptate. Cam asta a fost. Mulțumesc pentru participare, mulțumesc pentru întrebări, like, share, abonați-vă, vă rog să deveniți patroni sau să trimiteți donații unice prin PayPal, prin Western Union, prin MoneyGram. Dacă nu, măcar comentați critic. Nu mă înjurați că nu vă face față, dar puteți să mă criticați pentru că mă ajută să fac activism de felul ăsta mai bun, mai eficient. Poate în zilele următoare, mâine am un proces de judecată și mă mai eliberez, mai lucrez încă la cererea de la CEDO, dar încă mai aștept un document, dar poate în zilele următoare o să fac o astfel de transmisiune live ca să comentez
comentariile de pe YouTube pe care le urmăresc cu mare atenție și observ o anumită tendință în care oamenii își doresc să întâmple la libertate cam cum se întâmplă în închisori și asta e simptomatic. Ce folos că Moldova a fost condamnată și este condamnată la CEDO? S-a schimbat comportamentul, Pipu Gică. Vreau să-ți amintesc cum se comportau acum 15 ani polițiștii în Republica Moldova și cum se comportă acum, cel puțin cu mine, cu frații Brega, cu membrii simpatizanții High Park și cu oameni pe care îi suspectează că sunt ca mine. Deci, am dresat poliția să respecte drepturile noastre. Am obținut o lege despre întruniri cea mai bună din Europa, deci merita ca Moldova să fie condamnată la CEDO și lucrurile se schimbă. Așa vom face și cu România. Acum cererile pe care le pregătesc la CEDO e împotriva abuzurilor polițienești, jandarmerești, de procurori și de judecători din Românica. Va fi prima cerere împotriva Românicăi. Atât. Mulțumesc. Seară bună. Noroc.